Normal, stai. Ok, gata, e ok. Da, e pornire, bun. Așa, e bine. Începem. Începem. Orica, deci spuneam. Totuși spuneam că va dura internetul bun. Cât timp va dura starea asta de bine? Cât timp va merge internetul? Nu știm. Noi am găsit prima dată mulțimea B egală cu cine? Cu elementul minus 2, parcă era. Ia uite-te, dacă la mine s-a șters, nu mai știu. Nu, era minus 178 de miliarde. Nu. Minus 2. Minus 2. Da. Iar mulțimea mare, n-am descoperit-o. Și tu ai plecat la rezolvare cu mulțimea B, pentru că ți-a părut a fi mai la îndemână. Deși au fost 12 variante de divizori, însă, fiind 4x plus 7, acolo a fost foarte tare, foarte interesantă observația, că nu trebuia să iei toate cazurile și, în final, una din situații, 1 sau minus 1 a fost parcă de analizat și am găsit pe minus 2 ca valoare. Celelalte nu ofereau, celelalte 10 nu ofereau șansa descoperirii vreunui element. Că acum, acolo se întâmpla că apărea par minus 7, care dădea un număr impar. Și 4 oriceva se facă un număr impar imposibil. Și cu asta am încheiat discuția. Și ne-am întors la punctul A, la mulțimea A, care avea această mare surpriză acolo. Suma asta de fracții. Ei bine, spuneam că în final ne-a dat 0 acolo, când am lucrat la numărător, pentru că numai până la 4 până la 1 supra 4 ori 5, rezultatul e 4 supra 5. Fiind m-am intuit noi că dacă ne-am dus și până la 7 ori 8, 1 supra 7 ori 8, va fi 7 pe 8. Și am muncit aici. Dar nu ne-am dus până la 7 ori 8. Numai mi se pare că la 5 ori 6 și-am găsit 480 numitorul ăla. Să mai amintești când am găsit numitorul 480 până unde ne dusesem noi când am încercat suma până la 480. Și am găsit numitorul 480. 480. Unde ne-am oprit cu suma fracțiilor? 1 supra? 7 ori 8. 7 ori 8 parcă era. Ia uite-te tu acolo. Ultima fracție când am adus la același numitor, numitorul comun, și am zis că e 480, am muncit foarte mult. Și mi se pare că așa. Da, 7 ori 8. Da? Până la 1 supra 7 ori 8. Perfect. Și a apărut următoarea idee. 40. Așa. Și a apărut următoarea idee. Ce ne facem dacă e mai mult de adunat? Adică nu ne oprim la 1 supra 7 ori 8, ci undeva la 1 supra 20 ori 21 ne gândeam noi. Da, chiar. Nu, dar problema noastră era ce facem când e 1 pe 100 ori 101. Da, era panică totală atunci în sufletul nostru. Am spus, nu se poate așa ceva. Nu mi-a venit nicio idee. Deci nu ne trebuie așa o sumă. Că nu putem găsi numitorul comun. Nici o șansă. E atât de mare și imposibil de găsit. Trebuia să luăm pe toate 100 de numere să descompunem. Și să aflăm cel mai mic multiplu comun. Asta ne-ar fi consumat toată ziua dacă lucram așa, cum să spun, continuu, fără pauză. Și atunci a apărut ideea de a lucra primele două și ne-a dat două pe trei și la răspunsul ăla adunam următoarea fracție și următoarea fracție mai odihnitor, mai aproape de noi, așa, parcă zic, bine că am descoperit asta, dar totuși. Și până să ajungem la 1 pe 100 ori 101, trebuia 100 de pași de ăștia făcuți. Sau 99. Tot multă treabă. Dar mai sigur și mai odihnitor. Nu ca atunci să aflăm numitorul comun pe care n-am fi putut să aflăm niciodată. Dar știi ce îmi vine în minte, Măruca? Ia spune-mi tu cât face 1. 1 supra 1 minus 1 pe 2. Atât.
1 pe 1 minus 1 pe 2. 0 pe minus 1? Păi amplifică aici cu 2, nu? Că numitorul comun e 2. Asta-i, scuze. Scrie și tu. 1 pe 1 minus 1 pe 2. Amplificăm primul cu 2, de-a doilea cu 1. Da. Egal. 2 pe 2. Punem un singur numitor. 2, numitorul comun, 2. Egal cu 1 pe 2. Și egal cu 1 supra 2. Dar mai poți să spui 1 ori 2. 1 supra 1 ori 2, că 1 ori 2 tot 2 face. E bine? E bine. Da. Hai să ne luăm de următoarea diferență. 1 pe 2 minus 1 pe 3. Egal cu 1 pe 3. Ia să vezi. În ori muncim să vedem când am dus la ce ajutor ce se întâmplă. Hai. Stai să-mi pun mine, că nu mai am. Scuze. Numitorul e 2 ori 3, că sunt numere consecutive, nu avem de descompus, nu nimic. 6. Pe ăsta lăsăm 2 ori 3, pe ăsta l-amplificăm cu 3 și pe ăsta cu 2. Și face cât la... Um, 3 ori 1, 3. 3. Minus 2 ori 1, 2. 2. Supra 2 ori 3. 6. Lăsăm așa, 2 ori 3. Tu nu vrei să văd niciodată înmulțirea! Nu o facem, nu o facem, că vreau să mă agăs de cum e scris, cum sunt scrise astea de sus. Am eu o idee, să vedem dacă ne ține, nu știu. La scădere 3 minus 2 face cât? Da, o să meargă. 1 supra 2 ori 3. Foarte bine. Hai să facem acum 1 pe 3 minus 1, 1 pe 3, minus 1 pe 4. Te rog să faci tu calculul. Egal cu... În fac 12. Da, 3 ori 4, lasă așa numitorul 3 ori 4. Amplificăm pe asta cu 4 și pe aici cu 3. Și cât face ca rezultat? 4 minus 3. 4 minus 3. 3 ori 4. 3 ori 4, adică? Adică 1 pe 3 ori 4. 1 supra 3 ori 4. 1 supra 12. Bun, lăsăm așa. Pe de altă parte, 1 pe 4 minus 1 pe 5. Ia să zicem, 1 pe 4 minus 1 pe 5. Se vede că e 4 ori 5 numitor, amplific aici cu... Pune tu. Prima cu 5, a doua cu 4. Corect. Și cât face ca și calcul? 5 minus 4. Da. Tot timpul e 1. Tot timpul face 1. Exact diferența între 3 și 4. Aici e toată povestea. Tot timpul va face 1. Supra 4 ori 5. Hai, ok, hai, scrie aia care ne bate la cap. Da? Deci 1 supra 4 ori 5. Bine, acum 1 supra aia. Sau nu? Mă gândesc, să în loc de 1 pe 2 cât să scriu? În loc de 1 supra 1 ori 2. În loc de 1 supra 1 ori 2, să scriu egal asta. 1 pe 1 minus 1 pe 2. Deci încerc acum, Măriuca, să transcriu 1 supra 1 ori 2, că nu degeaba a fost dat așa, deci lăsăm sub forma asta. În loc de 1 supra 1 ori 2, am să scriu acum de desubt
cât am să spun? 1 pe 1 minus 1 pe 2. Asta provine, scriu de desubt, de la cine a provenit? Din 1 supra 1 ori 2. E bine? Deci fosta 1 supra 1 ori 2 să scrii 1 pe 1 minus 1 pe 2. Plus acum. Următoarea grupă. 1 supra 2 ori 3. Cum am scris-o 1 supra 2 ori 3? O ai scrisă. 1 supra 2 ori 3. Deci fracția 1 supra 2 ori 3 se scrie ca două fracții, ca o scădere de două fracții. Cine sunt cele două fracții? 1... 2 pe 3, nu? Deci 1 supra 2 ori 3. 1 supra 2 ori 3 se scrie ca o diferență de două fracții. Este vorba de a doua scădere. Da. Cât a fost acolo? N-a fost așa? 1 pe 2? N-ai scris, dar te rog să scrii. 1 pe 2 minus 1 pe 3. Atunci. S-a întrerupt un pic. Da. Și când 1 pe 2 minus 1 pe 3. Deci, 1 pe 3. Și egal cu, ia vezi tu acolo când lucrăm. Prima amplificăm cu 3, a doua cu 2. Așa. Stai, tu nu vrei să scriu rezultatul. Unu pe 2 ori 3. Corect. Așa. Și acum, în loc de 1 pe 2 ori 3, care o am aici, voi scrie exact asta. 1 pe 2 minus 1 pe 3. Deci, fracția 1 supra 2 ori 3, o văd ca o diferență de două fracții. 1 pe 2 minus 1 pe 3. Da? Deci, fosta fracție 1 supra 2 ori 3, o surprindem, o găsim descompusă ca o diferență de două fracții. 1 pe 2 minus 1 pe 3. Deci fosta fracție, aici se spun, e vorba de fracția 1 supra 2 ori 3, pe care am văzut-o așa. Plus acum, am ajuns la fracția 1 pe 3 ori 4. Cum se scrie 1 supra 3 ori 4? Tot ca o diferență de două fracții. Cum să scrie? 1 pe 6 sau? Nu. Păi ai făcut înmulțirea, dar tocmai nu vreau să fac înmulțirea. Dar de ce? Păi nu mă avantajează că nu văd cele două numere. Deci, suntem acum. Iau încă o dată. Deci mă ridic așa. 1 supra 1 ori 2 m-a condus la descompunerea 1 pe 1 minus 1 pe 2. Că dacă lucrez la aceste două și le aduc la același numitor, îmi dă exact asta. 2 scăzut 1 supra 1 ori 2. Plus acum. Am ajuns la cea de-a doua fracție. 1 supra 2 ori 3. Ea se așează ca fiind în loc de 1 supra 2 ori 3, pot privi spre două fracții, 1 pe 2 minus 1 pe 3. Da? 1 pe 2. Că uite, 1 pe 2 minus 1 pe 3, tu ai spus adineauri, aduc la același numitor, 3, din coace cu 2, și face 3 minus 2 supra 2 ori 3 și face 1 pe 1 supra 2 ori 3. Ca să rămână ca, exact ca suma de mai sus. Așa încât, spune-mi acum cum voi spune, cum voi scrie în loc de 1 supra 3 ori 4. 1 supra 3 ori 4. Cum crezi că o să scriu? 1 supra 3 minus 1 supra 2, 4. Cred că e bine. 1 pe 3 minus 1 pe 4. Hai să facem proba. Ia să o luăm deoparte. 1 pe 3 minus 1 pe 4 cât face când aduci la același numitor? Cum știm să face? Egal cu? Prima cu 4, a doua cu 3.
Egal cu 3 ori 4. Deci e 4 minus 3, deci da 1. E bine, nu? Da. E bine și aici. Foarte bine. Deci fosta 1 pe 3 ori 4 s-a aranjat ca 1 pe 3 minus 1 pe 4. Plus acum. Cine vine la rând? 1 supra 4 ori 5. De acord? Da. Cum se așează 1 supra 4 ori 5? Unu pe patru Așa. minus unu pe cinci. 1 pe 4 minus 1 pe 5. Asta e fosta fracție 1 supra 4 ori 5 văzută ca o diferență. Corect. Plus. Cine vine la rând? Unu pe cinci ori șase. Care se așează cum? Unu pe cinci minus unu pe șase. Așa. Apoi, cine e următoarea? Unu pe șase ori șapte. Care se scrie ca fiind 1 pe... 1 pe 6 minus 1 pe 7. Da. Și în sfârșit am ajuns la ultima fracții, care se scrie și ea la rândui, tot ca o diferență. Da. Adică plus 1 pe 7 minus 1 pe 8. Ai zis plus. Am zis plus perechea. În loc de 1 pe 7 ori 8, am scris 1 pe 7 minus 1 pe 8. Deci fiecare fracție de aici este descompusă în două, o diferență. Plus este între ele. Uite, vezi plus, plus peste el. De aceea e numai plus în plus, dar vin și minusuri pentru că fiecare la rândui, fiecare fracție se transpune într-o diferență de două fracții. Prima fracție 1 supra 1 ori 2 este 1 pe 1 minus 1 pe 2. A doua fracție 1 pe 2 ori 3 este 1 pe 2 minus 1 pe 3. A treia fracție înseamnă 1 pe 3 minus 1 pe 4. Deci asta înseamnă că 1 pe 100 ori 101 Excelent, excelent. este 1 pe 100 minus 1 pe 101. Așa, Măriuca. Deci puncte, că tu vrei să răspunzi la întrebarea aceea, când avem așa 1 pe 100, deci ultima pereche ar fi 1 pe 100, minus 1 pe 101, da? Da. Excelent. Dar în față cine ar fi? În față ar fi 1 pe 900, nu, 99 ori 100. Așa, care se scrie cum? 1 pe 99 minus 1 pe 100. Excelent. Bravo, Mărica. Excelent. Foarte bine. Și așa mai departe, tot ar fi în față. Da? Măriu, ca să vezi spectacol acum. Spectacolul cel mare. Urmărind cât sunt de plus. Numărul celor cu plus egal cu numărul celor cu minus. Pentru că fiecare fostă fracții se transcrie într-unul cu plus, altul cu minus. Da? Deci 1 pe 1 e cu plus, când nu i-am pus nimic, în față și pe un minus 1 pe 2. Apoi, fosta fracții 1 pe 2 ori 3, iarăși într-unul cu plus, 1 pe 2 și minus 1 pe 3. Deci numărul celor cu minus, știi cât este? Care sunt cei cu minus din toate fracțiile? Cei cu minus? Înseamnă așa, minus 1 pe 2, minus 1 pe 3, minus 1 pe 4, minus 1 pe 5, minus 1 pe 6, minus 1 pe 7. Până la minus 1 pe 101. Iar cei cu plus care sunt? Cei cu plus. Primul este 1 pe 1. 1 pe 1, 1 pe 2, 1 pe
3, 1 pe 4, 1 pe 5, 1 pe 6, 1 pe 7, 1 pe 8. Nu, 1 pe 7, 1 pe 8 este, e drept. E printre puncte, puncte, mai departe acolo. Puncte, Așa. puncte, pe urmă 1 pe 99 plus 1 pe 100. Da. Așa. Întrebarea mea. Nu e adevărat că numărul ăla cu plus egal cu numărul ăla cu minus? Cred. Deci cât sunt cu plus, sunt și cu minus. Că din fiecare fracție e câte unul cu plus, unul cu minus. Iar fracția cealaltă, iar unul cu plus, altul cu minus. Iar fracția cealaltă, unul. Deci numărul celor cu plus egal cu numărul lor cu minus. Putem spune asta cu toată hotărârea, pentru că uite, dacă s-ar fi oprit la fracția 1 supra 3 ori 4, dacă ne-am fi oprit aici, la cele 3 fracții, am fi avut 3 cu plus, ar fi fost 1 pe 1, 1 pe 2 și 1 pe 3. Și câte e cu minus? Minus 1 pe 2, minus 1 pe 3 și minus 1 pe 4. Deci, vreau să înțelegi bine aici că, fiindcă fiecare fracție este transcrisă ca dintr-un număr pozitiv minus 1 negativ, observăm că numărul celor cu plus, care i-am văzut pe toți până la sfârșit, ultimul cu plus este 1 pe 100, egal cu numărul ăla cu minus, de la 1 pe 2 până la minus 101. Asta este o observație foarte importantă. Deci, pot să-ți notez aici. Observăm, notează așa, observăm că numărul termenilor cu plus, numărul termenilor pozitivi, așa, asta că sunt cu plus înseamnă pozitivi, sunt dincolo de zero. Deci numărul termenilor pozitivi, numărul termeni pozitivi, egal cu numărul termenilor negativ. Deci numărul termenilor pozitivi egal cu numărul termenilor negativi. Aceasta este o observație care am făcut-o în clipa asta. Și acum, surpriza, șoc. 1 pe 2 minus 1 pe 2. Deci este 1 cu plus și 1 cu minus. Cât fac aceștia doi? 1 pe 2 minus 1 pe 2. Cât fac? Pe 2 minus 1 pe Deci este 1 pe 2 și minus 1 pe 2. stai minus Minus 1 pe 2 plus 1 pe 2. Este același lucru. Cât fac cei doi? 1 pe 2 Hai că dacă ne gândim la numere pe axă, Măriuca, aici este 0, da. aici este plus 1, aici este minus 1. 1 pe 2 la jumătate, 1 pe 2 este aici și minus, sigur că da. 1 e opus și celălalt. 1 pe 2 minus 1 pe 2. Deci ăsta s-a terminat cu el. Apoi, 1 pe 3 cu minus 1 pe 3? 0. 0 unic. Dar 1 pe 4 minus 1 pe 4. 0. 0. Toți se duc. Deci Se duc toți. de asta noi luăm și pe ceilalți, și doar pe ultimul. Deci, primul rămas ăsta cu plus la început. Ăsta n-are ce face. Și fiindcă numărul celor pozitive egal cu numărul celor negativi, dacă o rămas ăsta cu plus, cine va rămâne tocmai la sfârșit? Uite-te, plus 1 pe 100 cu minus 1 pe 100. 1 pe 99 cu cine aș fi fost în față. Rămas ăsta cu plus, rămâne cel cu minus. Ultimul. Deci rămâne 1 pe 1, rezultatul va fi 1 pe 1, minus 1 pe 1, minus. Minus 1 pe 101. Așa, 1 pe 101.
Altul la același numitor? Primul cu 101, urmărul cu 1, egal, jos e 101. Da. Deci vine 101 minus 1 la numărător, supra 101. Sus e 100. Așa, 100 supra 101. 101. Excepțional. Am făcut cea mai tare demonstrație. Măriuca, nu știu dacă poți să te lipești de bucuria mea acum. Cel mai mare rezultat care l-am făcut acum a fost această chestie fantastică. Când e 3 și 4, e diferență de 1. Și pe 1 supra 3 ori 4, îl privim ca fiind o diferență de două fracții. 1 pe 3 și 1 pe 4. 1 pe 3 minus 1 pe 4. Și făcând peste tot așa, când ne-am uitat în desfășurare, s-au dus complet. Rămâne doar primul la început și cel la sfârșit. Așa că la întrebarea, cum fac suma aceea atât de grea? Stai, mai am un pic, te rog, nu șterge. Da. Scuze, n-am apucat să scriu asta, cu plus, adică toată am scris, dar nu și asta de jos, partea de jos. Imediat. Ok, gata, poți să ștergi. Deci, ce aș vrea să punctăm? Munca cu aducerea aceeași numitor, imposibilă. Imposibilă. Adică, nu e imposibilă, dar... Eu zic că e imposibil. Dacă tu ai chef să faci asta, fă tu. Nu. Ei, dacă nu ai, înseamnă că e posibil în sensul că... Imposibil nu-i termenul. Nu e corect. Mai mult, foarte grea. Foarte grea. Deci dacă aș fi avut de adunat fracția 1 supra 1 ori 2, scriu. Spune așa, dacă aș fi avut de adunat fracțiile 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3 plus 1 supra 3 ori 4 plus puncte și așa mai departe plus puncte 1 supra 100 ori 101. Deci dacă aș fi avut de adunat aceste fracții 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3 plus 1 supra 3 ori 4 plus puncte plus 1 supra 100 ori 101. Scrie, metoda 1. Metoda 1. Metoda 1. Aducerea la același numitor. Nu? Asta ar fi fost metoda 1. Aducerea la același numitor. Același numitor. Spuneți, faceți-o voi și ne spuneți când o terminați. Peste 10 ani. Deci spune, chiar așa spune, faceți-o voi să aflați numitorul comun, faceți-o voi și ne spuneți cât timp a durat. Că o să-ți facă comentarii, Măriuca. Deci eu o să fac comentarii. Și în comentarii o să vedem cine răspunde. Deci faceți-o voi și ne spuneți cât timp v-a consumat. Metoda a doua. Metoda a doua, pas cu pas. Așa. Metoda a doua, pas cu pas. Da? Pas cu pas. Pas cu pas, adică din aproape în aproape, nu? Da. Și spune-le, merge mai rapid, merge mai ușor, dar consumă și asta timp. Eu am zis la prima, metoda 1, aducerea la același numitor. Foarte, foarte, foarte grea. Așa,
Foarte, foarte Metoda grea. asta, pas cu pas, încet, dar mai ușor. Da. Metoda a treia... Metoda a treia, ingenioasă, spectaculoasă. Metoda a treia, rapidă, foarte rapidă. Ah, ok. Metoda 3. Da, să dăm și noi un nume la asta. La metoda 3? Da, că la celălalt era pas cu pas, aduce la același numitor, asta doar rapid. Așa rapidă? Fiecare fracție ca o diferență de două fracții. Fiecare fracție, așa îi spui, fiecare fracție ca o diferență de alte două fracții. Care fracție? Fracție. Ca o diferență de două fracții. Asta e miezul. Diferență de două fracții. Foarte, foarte, foarte ingenioasă. Foarte, foarte ingenioasă. Foarte, foarte ingenioasă. Și scrie ca un model. 1 supra 3 ori 4, scrie în dreptul său, 1 supra 3 ori 4 egală cu, ca să înțeleagă ei. Cu cine egală? Ca o diferență. 1 minus 3. 1 pe 3. 1 pe 3 minus 1 pe 4. Asta e spectaculos. Deci, bine, noi am luat 1 3 ori 4, dar oricare. 1 supra 78 ori 79. Cum poate fi scrisă? Pe 78 minus 1 pe 79. 1 pe 78 minus 1 pe 79. Corect. O să zic ceva care nu e legat de asta? Spunem. Deci am zis uitat despre copilul ăla care mi-ai povestit tu. Știi? Există tate, da? Și el a început, nu a înțeles, după aia peste vreo câteva secunde a început să râdă. Și-a amintit, da? Da. Tot de ancă. Tot de ancă, ok. T, cu T. T? Da, tot de ancă. Tot de ancă, ok. Eu da. Ziceam tot de ancă. Nu, cu T, cu T, nu de. Era micuț de statură, încât îl puteam duce în brațe. Dacă nu mă prindeam, fugeam repede, că, na, scăpa pe el acolo în clasă. Așa că o jucat extraordinar jocul. Splendid. Dacă poate mi-ai gândit și la altă poveste haosă care poți... Acum nu am, știi, vreau să punctăm aici că dacă nu terminăm ieșiul ăsta, nu ne-am atins. N-am asta, mulțimea, dacă mai ai. Deci, în clipa asta, cred că putem vedea mulțimea B. Ne putem, nu, mulțimea A. Ne putem duce, da? Hai să vedem. Hai să vedem acum. Bine. Deci. E scris vreo 1000 de pagini în urmă. Deci zicem așa. Mulțimea A. La mulțimea luăm proprietate. Era vorba de 7x. Dar tot avem modelea. Da, o proprietate de caracterizare. 7x plus. Avem o belea. Ăla, 10 mai la... Factorială. Exclamării. Deci nu l-am calculat, nu? Ne frică. Crezi că va da un număr mare? Da. Foarte mare. Foarte mare. Dar totuși... Avem baftă, că sus cât este rezultatul? Zero. Zero. Deci plus zero supra 1 ori